Medicii de familie au anunțat cu surdile și trâmbițe faptul că nu vor elibera rețete gratuite și compensate în ziua de 1 aprilie și că se strâng semnături pentru a nu se semna acte adiționale de prelungire a contractului cadru cu Casa Județeană de Sănătate Neamț. Să nu eliberăm rețete compensate și în regim cu Casa de Sănătate. Iar sâmbătă 1 aprilie, județul Satul Mare în totalitate și județul Vaslui în totalitate nu semnează actele adiționale. Deci Vasluiul și? Și Satul Mare. Dar de ce e acolo? Acolo au reușit să strângă adeziuni pentru această formă de protest de la toți medicii din județ. Noi încercăm acum și vom vedea ce vom reuși. Deși conducerea interimară a Casei Ștețene de Asigurări de Sănătate Neamț n-a mai susținut o conferință de presă de luni de zile, iată că doar cu o zi înaintea protestelor medicilor de familie face un demers de comunicare, în intenția probabil de a contracara efectele protestelor medicilor de familie și din ambulatoriu. Președintele interimar al Casei, Mariana Atomulesei, a anunțat că s-au încheiat acte adiționale și contracte cu furnizorii de servicii medicale. Legat de trimestrul 1, Casa de Asigurări de Sănătate și-a desfășurat activitatea specifică în baza actelor normative în vigoare. A încheiat acte adiționale de prelungire a contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, astfel că au fost 764 de contracte încheiate pe toate domeniile de asistență medicală. Și aș puncta pentru eliberarea medicamentelor compensate gratuite, am avut 70 de contracte, pe programe de sănătate, atât pentru medicamente cât și pentru materiale sanitare, 69 de contracte, din care 66 pentru regim ambulatoriu și 3 cu spitale. Pe dializă avem 3 contracte, 3 acte adiționale încheiate, la dispozitive medicale 68, pe asistența primară 367 de acte adiționale, din care 244 pe activitatea curentă și 123 pe centre de permanență. La servicii clinice 53 de acte adiționale, la stomatologie 87, pe investigații paraclinice, atât pe analize de laborator cât și pe imagistică, 27 de acte adiționale, pe recuperare medicală 6, pe spitale 8, din care 2 private și 6 publice, pe îngrijiri la domiciliu 6, în total 764. Ponderea bugetului pe anul acesta este alocată serviciilor medicale asigurate de spitale și cheltuielilor cu medicamente. În privința creditelor bugetare aprobate pentru efectuare de plăți, am avut în trimestrul 1 un buget de 98.679.000 de lei, din care în structură ponderea cea mai importantă au reprezentat spitalele cu 41,16%, apoi medicamentele cu și fără contribuție personală 24,38%, medicamente pe programe de sănătate 9,47%, asistența medicală primară atât pe activitate curentă cât și pe centre de permanență 8,95%. Cum vor sfârși protestele medicilor de familie se va vedea în perioada următoare. Cert este faptul că guvernul tehnocrat este puțin dispus să aplece urechea la nemulțumirile din teritoriu, de vreme ce forma de contract cadru și normele de aplicare a ei au fost deja aprobate în ședința de guvern, fără a ține seamă de inechitățile din sistem semnalate de medici.